să-i încurajăm ca să ajungem cu toții în Sfânta Împărăție a Domnului. De când a plecat scumpa mea la Domnul, tare mult mă gândesc cum este acolo. Nu cred că e zis să nu mă gândesc la Domnul, la Împărăția Sfântă, la ea. Și îmi doresc asta, să ajung și eu acolo cu bine. Și cred că vă doriți și dumneavoastră. Ați cântat în seara asta despre așa ceva. Probabil că v-ați și gândit în timp ce ați cântat cât de cât la această realitate binecuvântată a intrării noastre în slavă. Și mi-am amintit că și cu vreo luni de zile înainte a pleca soția la Domnul, un proroc a avut următoarea vedenie. Mie nu mi-a spus-o decât după aceea, dar a spus-o la alții ca să fie drept dovadă că vedenia a fost înainte. S-a arătat un munte, știți, dumneavoastră sunteți muntele Sionului. Unii rămâneau pe câmpie, spuneau, nu, e greu de urcat, e normal că s-a ajuns până în cer, o fi greu, nu? Dar cei ce au pornit îi simbolizau pe cei ce s-au botezat și au pornit înspre Domnul, cum cred și dumneavoastră. Unii urcau pe teren mai neted, alții pe teren mai accidentat. După situații, cum știți că în viață diferă, unul e sănătos, altul e bolnav, altul e mai bogat, altul e mai sărac. Dar pe la jumătatea muntelui, interesant, era un filtru, un control. Îngerii Domnului nu lăsau să treacă de filtru decât cei cu adevărați credincioși, curați, pocăiți, într-un cuvânt, cum am spune noi. Unii încercau să se justifice, dar eu sunt credincios, sunt pocăit. Numai că pe lângă cunoștința care o aveau îngerii, undeva în stânga a văzut o fiară, vrăjmașul care păra și spunea, no, ăsta e mânjit, e corupt, ăsta e de-a meu. Și între cei ajunși la filtrul care nu i-a lăsat să treacă, fratele proroc a cunoscut pe doi și i s-a spus, între alții, aceștia vor trece printre primii din viață. Câteva zile mai târziu îl întâlnește pe unul dintre cei doi și îl întreabă ce face. Și respectiv spune, slavă Domnului, cu treabă, muncesc, un om la vreo 60 de ani, sănătos. Păi ce să-i spui de descoperire că ăsta era ok, cum spune noi, nu? O săptămână mai târziu se îmbolnăvește, prorocul vizitează din nou și îl întreabă la fel, frate, ce faci? Ei, e mare baie, eu am crezut că-s pocăit. Dar acum am dat seama că pocăința mea nu-i bună. Nu știu ce face Dumnezeu cu mine. Că sunt stări uneori, dar uneori e prea târziu, când oamenii conștientizează că bietul Iuda nu se mai poate pocăi. Doamne, păzește-ne de așa ceva. Câteva zile mai târziu a murit. Și el și celălalt, care a fost arătat în vedenie, și mă întorc la vedenie, acești oameni care nu le-au lăsat să treacă, din oameni în carne și oase, în trupuri, stând pe picioare, erau transformați în trunchi de copaci uscați. Erau tăiați și adunați într-o grămadă de bușteni și a zis prorocul, Doamne, în timp ce vedea filmul vedenii, ce va fi cu aceștia? Rămân pentru focul din ziua judecății. I-a văzut apoi pe ceilalți care au lăsat să treacă de filtre, am avut de trecut anumite terenuri accidentate, dar urcau și sus. Azi, când mi-a fost îngăduit să văd, era o cetate sclipitoare, greu de descris, în fața cărerea un platou și a zis, între cei de pe platou era și soția ta. A ieșit un înger din cetate cu o tavă și mi s-a dat în cunoștință că era mana ascunsă, niște bobițe care cum gusta se transforma într-un chip ca îngerului, nu mai rămânea în carne și oasă, era așa doar așa ca o aură. Am zis, i-am cunoscut fața soției tale, că a avut o față senină. Numai după fața mai cunoscută, după ce a gustat, care ea și care îngerul. Și li s-a spus, bucurați-vă, sunteți dintre cei cu răsplată de plină. Se va deschide poarta, vă veți auzi numele și veți intra în cetate. A zis, frate, după ce am văzut vedenia asta, în ce strălucire intră unii, și cum sunt opriți alții, n-am mai dormit toată noaptea. Și am zis, Doamne, nu mă mai interesează pe pământ, spunea prorocul, că voi fi sănătos sau bolnav, sărac sau bogat, că mă iau alții în brațe sau mă scuipă, un singur lucru doresc, să nu mă oprească la filtru și să intru pe porți în cetate. Mi-a zis, frate, știu că ți-a părut rău după soția ta, este natural.
dar dacă fi văzut-o în ce strălucire, ce o strălucire o așteaptă și ce față senin a avut, nu te-a mai putea necăji. Noi ne întristăm pentru aceste despărțiri temporare, dar scopul nostru suprem este să intrăm acolo. Să nu rămână nimeni aici. Și cei mai nefericiți am fi noi, care am cunoscut calea Domnului, care am fost înfiați de Tatăl Ceresc și am devenit copii ai Lui, să rămânem până la urmă ca să fim moștenitori împreună cu Sfinții. Să recapitulăm, să nu uităm, să ne oprim aici, dar de fapt să pornim mai departe. În alergarea care ne stă înainte, că și ne așteaptă Domnul și Sfinții care s-au dus înaintea noastră. Noi, pentru a intra în împărăția cerurilor și a nu fi aruncați în focul cel veșnic, trebuie să ne rezolvăm problema cu Dumnezeu. Să ne întoarcem la El și să fim gata să începem o viață nouă.